Poți să cumperi Dior, Toma Color și parfum de marii Calan la sub 250 de lei. Pe Calan îl găsim undeva la 900 de lei pe site-urile de profil, iar pe site-ul oficial Dior, Toba Color este undeva la 1300 de lei, ci împreună ne vor costa peste 2200 de lei. Cei de la Maison Alhambra, a.k.a. Latafa, încearcă să ne facă să credem că se poate acest lucru. Deși în momentul de față parfumurile nu se găsesc la noi în țară, am văzut că la un moment dat erau pe stoc, nu știu dacă mai sunt, pe perfumesfromdubai.ro. Este un site din Bulgaria care trimite România, cred că poți să obții și livrare gratuită peste o anumită sumă. Puteți să verificați stocurile acolo. O să încep să vorbesc în detaliu mai întâi despre Kalos. După părerea mea, nu are cea mai frumoasă sticlă, deși capacul e o încropeală, Serge of Creed, Parfums de Marly. Apreciez ce au făcut cu roșul ăsta, care seamănă destul de bine cu cel de la Parfums de Marly. Însă, deși cutia arată foarte bine, aș putea să spun, nu văd să pară accidentată sau ceva, sticla, pe de altă parte, nu arată atât de bine. Din moment ce cutia arată atât de bine, nu pot decât să mă gândesc că așa a plecat din fabrică de la Latafa. Asta nu e o problemă neapărat pentru mine, mă interesează ce are înăuntru sticla, nu că e puțin zgâriat aici. Kalos are un atomizor surprinzător de bun și mirosul este aproape identic cu cel al lui Calam, deși în deschidere este puțin mai alcoolic. Când le-am purtat unul pe o mână, unul pe o mână, ca să pot să fac comparația, am văzut că sunt niște diferențe, dar asta se întâmplă în general când compari clona cu originalul. Începi să vezi alte nuanțe și sunt mult mai proeminente diferențe. În Kalos am sesizat un iz de săpun când le-am purtat unul lângă celălalt, însă dacă îl port doar pe el, nu simt deloc săpun. Partea tristă cu Kalos este că nu reușesc să-l simt mai mult de o jumătate de oră, o oră, fără să bag nasul în zona în care l-am pulverizat. Timp de o oră proiectează modest, dar proiectează puțin. S-ar putea, dacă dai o fugă la magazin, să-l simtă cineva. Însă, deși longevitatea e bună, 6-7 ore, nu-l simți decât dacă bagi efectiv nasul în zona în care l-ai pulverizat. Calan are șanse foarte mari să fie remarcat de cei din jurul tău, chiar și după 6 ore. În schimb, Kalos, după prima oră, mi se pare că este exact ce este Calan după 7-8 ore. Nu vreau să intru foarte mult în detalii în ceea ce privește mirosul, pentru că scopul acestui video este să le compar, să-ți faci o idee dacă ar merita să-l cumperi pe Kalos când va fi disponibil și la noi în țară sau să mergi pentru parfum de marii Calan. Mirosul este cumva prăfuit, pământiu, verde, dulceag, deși poate descrierea sună foarte ciudat, este destul de ușor de plăcut de cei din jur, dar poți întâlni și oameni care ar putea spune că miroase ciudat, fiind atât de unic și nemirosând atât de designeri și precum alte creații de la Parfums de Marly. În concluzie, l-aș recomanda cuiva pe Kalos. Sincer, l-aș recomanda numai dacă nu ai de unde să cumperi un decant din Calan și vrei să vezi cum miroase. Cred că îți poți face o idee destul de bună despre cum miroase Calan dacă l-ai pe Kalos, însă nu te aștepta la niciun fel de performanțe. Acum să trecem la treburi mai serioase. Tabac este o altă poveste pentru mine față de Kalos. Dior Toba Color este unul din parfumurile mele preferate, aș spune undeva în top 5 și chiar aveam mari așteptări, mai ales după ce am văzut și eu câteva review-uri la rândul meu. Și pot să zic că Tabac chiar se ridică la nivelul laudelor pe care le-a primit pe YouTube. Miroase în mare parte la fel ca Toba Color, adică tutun, miere și niște fructe uscate. Este într-adevăr un pic sintetic în deschidere, dar cam orice clonă este așa, însă nu atât de sintetic cum e Kalos față de Calan. Ăsta e un parfum pe care chiar dacă îl port simultan cu Toba Color, deși da, clar simt niște diferențe, nu mi se par deloc mari. Aș spune că le-a scăpat o idee mai mult tutun decât în Toba Color, însă diferența e aproape insesizabilă. Asta pentru mine este o clonă de 10 din 10. Bine, nu 10 din 10, 9,5 din 10, pentru că ce nu-mi place la el este acest capac, care nici nu-l ține aici, nici nu este magnetic cum am văzut la clonele de la Alhambra pentru Louis Vuitton. Deci, practic, capacul este strict de decor, n-are niciun rol funcțional.
Însă asta doar dacă vreau să fiu cărcotat și să găsesc neapărat o problemă cu el. Evident, e clar că eticheta asta nu este aliniată perfect, că probabil calitatea ingredientelor nu este la nivelul celor folosite de Dior, însă pentru 150 de lei sau mai puțin nu poți să-i ceri mai mult de atât. Longevitatea e superbă, 8 ore plus, proiecție undeva la 6 ore, poate nu este exact acolo unde este toba color, dar diferența de preț este aproape de 10 ori mai mică. Și atomizorul ăsta e destul de bun, deși sincer mi se pare că atomizorul de la Carlos este un pic mai bun decât ăsta, dar ăsta e singurul lucru mai bun la Carlos decât la ăsta. Cam astea au fost părerile mele despre aceste două parfumuri. Sper că au fost ceva mai utile decât review-urile lui Cubanov despre orice parfum. Și dacă vrei să încerci Carlos, lasă-mi un comentariu și duminica viitoare o să aleg un câștigător din cei care au lăsat comentariu aici pe YouTube. Și sticla asta o să vină la tine.